e foarte util ca un copil să facă sport de mic și mai ales o fată pentru că eu am trăit pe pielea mea. Fetița mea, Diana, a avut o situație neplăcută în viața ei și s-a salvat singură la 17 ani doar pentru faptul că a luat câteva lecții de taebo și taekwondo la sală la noi la Alexandria și îi spunea, tată, dar ce vrei să... Nu, tată, lasă-mă că știu eu, parcă presimțea că a fost atacată. Am înțeles că și tu ai fost... De multe ori, mă rog, cei care te abordau nu știau că tu când erai la școală îi băteai pe toți pentru cea mai, cea mai mică glumită nevinovată, dar glumă proastă, <laughs> nu, nu știau. Nu știau. Dar nu așa știau. erai, era, îi băteai și fete și băieții. la... trebuia, eu nu Ii voiam, vă... dar dacă se întâmpla, ce să